Chiar dacă știi 1000 de lucruri, întreabă-l pe cel care știe unul singur. Nu există sabie care să taie o mână de aur. Ceea ce un om este la 7 ani, va fi și la 70 de ani. Indiferent de cât de mult ai mers pe un drum greșit, întoarce-te. Sărută mâna pe care nu o poți frânge. O rană de cuțit se vindecă, o rană cauzată de cuvinte nu. Pământul are urechi, vântul are o voce. Casa care nu primește oaspeți nu va primi nici îngeri. Cel care nu a fost ars de soare nu știe valoarea umbrei. O ceașcă de cafea băută împreună garantează 40 de ani de prietenie. Să asculți o minciună este mai greu decât să o spui. Deoarece avem două urechi și o singură limbă, ar trebui să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Dacă vântul nu suflă, frunzele nu se mișcă. Ascultă de 100 de ori, cugetă de 1000 de ori, vorbește odată. Cuiul se scoate, dar gaura rămâne. Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune. Frica nu golește ziua de mâine de tristețea ei, ci golește ziua de azi de puterea ei. Oricât de înalt ar crește un copac, frunzele sale cad întotdeauna la pământ. Dacă scuipi în jos, lovește barba. Dacă scuipi în sus, lovește mustața. Cel care dă puțin, dă din inimă. Cel care oferă mult, oferă din bogăția sa. Este ușor să spui vino, dar greu să spui pleacă. Un om mănâncă, altul privește. Așa se nasc revoluțiile. Teme-te de cel care nu se teme de Dumnezeu. Oriunde te duci, destinul te urmează. O inimă îndrăgostită de frumusețe nu va îmbătrâni niciodată. Dumnezeu găsește o ramură joasă pentru pasărea care nu poate zbura. Spune o minciună sâmbătă și îți va fi rușine duminică. Cel care se ridică cu mânie se va așeza cu o pierdere. Oțetul gratis este mai dulce decât mierea. Nu există nicio cale bună ca să faci un lucru rău.